informacija, ker se predlaga, je to, da se ponijo, da je štampili, da je treba tudi vtati, da ne skoliko tako. Domo. Deci ne dai liste suplimentare. Deci aș trebui să mergi în fiecare suburbie pentru ștampile separate. Dar ce am auzit eu vorbă că de Denco să-i dea voie să le ștampileze pe toate? Vezi câte piedici ne pun în plus. Oameni răi. Mai șerim 10 sau cât să ne mai dea? Dacă îți două vei cu suburbii, lasă-ne dea mai mult. Mai bine și la nume, dacă nu decât să știi cum să facem. Cine liberează listele de subscripție? Pentru Eugen Brad. Suplimentar, da? Da. Pentru că și că trebuie făcute separat. Da, este în fel așa. Eu atunci am pus un ochi în Ciorescu și mi-a spus că poate, trebuie lista aparte, da. Și dacă l-o scris pe cineva greșit, îl șterge și îl pune în altă listă, da? Îl taie. Sau ce să fac? Îl l-o scris omul din Ciorescu pe lista de Chișinău. Dacă-i tăiat, am înțeles. Și întrebarea lui, de dacă... Vedeți că-i tăiat nu din cauza informației, dar din cauza pur și simplu geografică. S-o răzgândit, da. Dar spuneți-vă, rog, că sunt persoane care, mă rog, rău văd sau spun că ei nu știu bine română și, de exemplu, sora mea scrie numele lor, numele pe nume, dar ei nu mă spun eu semnătura. Nu problemă. Nu-i problemă. Ca excepție. Deci jumătate de semnături aici îți mai trebuie și de-a în suburbii. Da. Hai la treabă, mai avem 10 zile. Chiar serios?